În Salpina, șoseaua pe care se circulă aproape de nori este redeschisă de ieri traficului rutier. Nu de alta, dar vremea este acum bună și permite asta. Iar autoritățile au verificat până în cel mai mic detaliu dacă șoferii pot circula în siguranță. Primii turiști din acest an care s-au încumetat să treacă pe Transalpina au venit din Germania. This road Transalpina just opened today. Oh, wonderful. That's, it's our day. First time in Romania. We come from Sibiu. Yes, Sibiu. And I have to look at the card. I don't care about anything else. So we like it a lot. So maybe we come back in a few years. Din cauza fenomenelor meteo, traficul rutier se închide din toamnă și se redeschide primăvara. Cea mai înaltă șosea din România poate fi tranzitată din acest moment, iar șoferii se pot bucura de peisajele absolut mirifice. De exemplu, în pasul Urdelor, altitudinea ajunge la 2145 de metri. La momentul de față sunt întrunite condițiile minime de siguranță. Bineînțeles, mai sunt necesare anumite lucruri. Ne-au interesat parapetele pentru că ați văzut că sunt porțiuni de curbe destul de strânse. Redeschiderea celei mai spectaculoase șosele din România presupune însă o atenție deosebită și mai ales respectarea unor reguli stricte. Am atras atenția celor de la districtul Rânca să facă 2-3 revizii pe zi în caz că plouă și mai sunt alunecări de pietre, să degajeze imediat carosabilul. S-au montat indicatoarele. De anul acesta și microbuzele cu turiști vor avea acces pe Transalpina. Dacă până acum puteau circula doar autovehiculele de până la 3,5 tone, de anul acesta restricția este până la 7,5 tone. Transalpina are o lungime de 148 de kilometri și tranzitează județele Gorj, Alba, Vâlcea și Sibiu.